În Olt, zeci de polițiști au participat la activitățile desfășurate în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității. Au fost transmise mesaje de informare și de prevenire care au vizat în special pe tinerii olteni. În perioada 37 iunie s-a desfășurat a 15-a ediție a Săptămânii Prevenirii Criminalității, activitate organizată la nivel național de către reprezentanții Poliției Române. În această perioadă au fost programate întâlniri cu elevi, cu reprezentanții unor instituții publice, cu participanți la trafic, toate menite să vină în sprijinul cetățenilor. Polițiștii au desfășurat în această săptămână activități pe linia prevenirii delicvenței juvenile, a infracțiunilor contra patrimoniului, a violenței domestice, precum și a promovării siguranței rutiere. Astfel, colegele din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității, alături de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și elevi din cadrul Școlii Generale Vlaicu Vodă, au organizat ieri un marș pe linia prevenirii violenței domestice. Scopul acestei activități a fost acela de a conștientiza opinia publică cu privire la consecințele negative care decurg în urma faptelor de acest gen. Tot în cadrul acestui eveniment, elevii școlii gimnaziale Nicolae Coculescu din Scornicești au avut șansa să afle o mică parte din secretele meseriei de polițist. Aceștia au vizitat sediul poliției din Scornicești, în care le-au fost prezentate echipamentele din dotare și misiunile desfășurate de oamenii legii.